Și îți dau acces. Sau de o oră jumate, zice, se trimit serviciile către serverul SIUI pentru validare și nu face nimic. Pacienții care au venit la cabinetele medicilor de familie au avut surpriza neplăcută să afle că sistemul informatic s-a blocat. Cei care voiau doar să-și activeze cardurile au făcut cale întoarsă, însă cei care au avut nevoie de rețete sau trimiteri au așteptat și câte 2 ore. Pentru trimitere. Și de cât timp așteptați? Eu cred că sunt 2 ore, o oră jumate, 2 ore. Și ce vi s-a spus de aici, de la cabinet? Este blocată rețeaua. Pentru consultație. Ați venit cu cardul de sănătate? De la ora 9 fără un sfert și trimite către SIUI. Adică 2 ore jumătate? Da. Și așteptăm în continuare. Am o jumătate de oră, restul persoanelor stau de mai mult, de 2 ore, de 3 ore. Și ce vi s-a spus treci de la cabinet? Sistemul. Nu funcționează? Nu funcționează sistemul, treabă făcută de mântuială. Dacă în mod normal un medic de familie ar fi consultat într-o zi peste 20 de pacienți, acum niciun sfert dintre cei care așteptau la ușă nu au reușit să intre în cabinet. Iar situația a fost așa la mai mulți medici din județ. De azi dimineață numai așa am scrie și n-am reușit să validez nimic ca să pot elibera. Am înțeles că și colegii dumneavoastră din teritoriu s-au confruntat cu aceeași situație. Da, mă sună toți colegii și e aceeași situație la toată lumea, indiferent de programul care îl folosește. Nu se reușește să se valideze niciun serviciu. De când ați început programul, de câteva ore, am înțeles că n-ați eliberat nici o rețetă. Nici o rețetă, nici un bilet de trimitere, nimic. Doar am văzut câțiva copii și aștept. Asigurații care nu au primit până acum cardul vor beneficia de servicii medicale în baza unei adeverințe de la Casa de Asigurări de Sănătate.